Este mare sărbătoare aici în comunitatea ortodoxă din satul Surduc. Asta pentru că azi se sărbătorește centenarul Bisericii Ortodoxe. Dacă ar fi să facem o incursiune în timp, în anul 1911 a fost pusă piatra de temelie a acestei minunate biserici, pentru că ulterior, 2 ani mai târziu, respectiv în anul 1913, această minunată biserică să fie ridicată și să fie târnosită. După 100 de ani, respectiv, acum în 2013, se sărbătoresc și 100 de ani de când generații de arând s-au perindat în această biserică și și-au avut existența. Așadar, este un moment important pentru comunitatea ortodoxă de aici. Ca orice comunitate de creștini care se află la această de sărbătoare, cei 100 de ani de existența bisericii au fost prăznuiți duminică prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți. Acesta a fost moment deosebit în viața comunității creștine din Surduc, tocmai de aceea, la evenimentul de duminică, au fost prezenți localnici, fii ai satului răspândiți în lume, oaspeți de seamă din împrejurim, precum și din sălași și din țară, dornici de o nouă întâlnire cu biserica și cu comunitatea ortodoxă din Surduc. Este un moment important în viața unei biserici atunci când împlinește 100 de ani de existență, acesta fiind un prilej de mare sărbătoare și de mândrie, totodată pentru longevitatea unei comunități în materie de spiritualitate și sfințenie. Avem o sărbătoare mare, mare la Surduc, centenarul bisericii, 100 de ani de existență, moment care ne-a adus atât de multă bucurie, fiind atât de mult popor credincios aici, cu părintele consilier de la Episcopia Sălajului. Cum spuneam în cuvântarea scurtă de astăzi, am trăit o unire cosmică cu cei de dincolo. Așa am reușit și noi, la Surduc, de 10 ani de când sunt aici, să facem aceste lucrări atât de minunate. Exterior, cum spuneam, interior, iconostas nou, termopane, casă parară, toate jnuri, că l-am luat pe Dumnezeu tovarăș să ne ajute în aceste lucrări ale noastre. De aceea, ce-aș putea decât să-i mulțumesc din adâncul sufletului. Tot cu această ocazie a fost sfințit și iconostasul, a cărui picturi au fost recent restaurate de către pictorul Ana Pop, fiu al satului Surduc. Iconele au fost pictate în 1913 de către un pictor din Jibou și vreme de 100 de ani pe ele s-au depus depuneri vulgare, fum, ceară, murdărie și au trebuit restaurate, ca așa se cheamă, să le dăm imaginea care au avut-o ele la început. Probabil că am și eu un merit în asta, pentru că am încercat să le redau așa cum au fost. Prezenți la evenimentul de duminică, oficialitățile județene au accentuat importanța unui astfel de moment în viața unei biserici și a comunității zidite în jurul ei. Pentru o biserică ortodoxă de zid în Ardeal este o vârstă respectabilă. Dacă pentru o biserică catolică asta este o vârstă care s-ar putea să nu însemne nimic, pentru ortodoxii de aici 100 de ani înseamnă foarte mult și mai ales pentru bisericile de zid. Puține momente din viața unei comunități marchează comunitatea atât de profund ca și evenimentele legate de biserică. De altfel, socotesc înțelept acest lucru pentru că de biserică, pe fiecare dintre noi, ne leagă ceva. Începând de la naștere până la plecarea noastră la cele veșnice. În calitate de fiu al satului Surduc, Vasile Pușcaș, fost ministru al afacerilor europene, a avut un mesaj de suflet și de încurajare pentru consătenii săi. Avem puterea să facem ca în aceste locuri, nu doar să se spună că este o biserică, dar că este o biserică pe care cei care o îngrijesc, mirenii enoriașii, o și sfințesc. Și cred eu, așa cum se zice că locul e sfințit de om, așa trebuie să facem în continuare. Să ne adunăm în jurul bisericii, aici, în crucea uliței, și să construim în credință, să construim așa cum vrerea lui Dumnezeu este și să construim așa cum resursele noastre ne dau voie și mai ales ne dau aspirații. La final, Maria Onicaș, primarul comunei Surduc, cea căreia îi se datorează organizarea acestei sărbători, a mulțumit sutelor de credincioși care au luat parte la Sfânta Liturghie și care, prin numeroasa lor prezență, a făcut să fie neîncăpătoare curtea bisericii. Iubiți fii ai satului, vă mulțumesc tuturor pentru participarea la aniversarea centenarului Bisericii Ortodoxe Surduc,
Mulțumesc soborului de preoți în frunte cu Părintele Consilier Gârdan pentru slujba înălțătoare care ne-a umplut sufletele. Mulțumesc oficialităților de a ne da onoare de a fi astăzi în mijlocul nostru. Mulțumesc tuturor care v-ați adus o contribuție mai mică sau mai mare la realizarea iconostasului și am încrederea că în continuare veți răspunde cu aceeași promptitudine la alte acțiuni pentru realizarea altor obiective din satul nostru, din comuna noastră.